Om, om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, că cea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduci, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea, de dragoste sau ură. Scriu un cuvânt, cuvântul scris și un leac sau e o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă un drum deschis înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea? Va prăbuși sau va înălța? Vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere? Trăiești o viață, viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita. Cum ți-o trăiești, vei câștiga ori fericire în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. Om, ce mare răspundere ai! Tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda pe care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O nu uita, fii credincios cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios odată vei da seamă. Amin.